pregătiți cu zeci de sași și mănuși ecologice, cei 50 de copii de la școala Academician Marin Voiculescu au ieșit în parc însoțiți de profesoara Iuliana Tănase. Copiii au înlocuit ora de religie cu petrecerea 2 ore în aer liber, în cadrul unei acțiuni de ecologizare la care au fost invitați și reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu. Am avut foarte multe gunoaie de colectat. Ce v-a îndemnat să renunțați la ora de religie și să ieșiți natură, să ecologizați? Cel mai mult dragostea pentru natură. De unde aveți mănușile, sacii, menaje? De la noi, de acasă. Ați avut de strâns gunoaie? Am avut, dar încă mai sunt. Un sac, câți saci ai adunat? Deocamdată, de-abia acum am apucat. Ce reacție au avut oamenii când v-au văzut că strângeți gunoaiele în urma lor? Cred că o reacție foarte bună. Fără natură nu avem sănătate și fără copaci, fără iarbă curată, nu putem să trăim. Micii ecologiști din parcul Mihai Viteazu au adunat astăzi mai mult de 20 de saci menajeri plini cu hârtii și peturi. În plus, giurgiuvenii care au trecut astăzi prin parc au primit din partea copiilor fluturași și pliante, având ca mesaj, fiți tot timpul eco. Această inițiativă a plecat de la o lecție de religie, natura darului Dumnezeu, și m-am gândit ca mai bine de atât să pot arăta în primul rând și natura în care ei să vină să o protejeze. Iar mesajul nostru de la religie plecând este ca Dumnezeu să le trimită cât mai multă înțelepciune tuturor oamenilor, plecând în primul rând de la copii, să protejeze cât mai des mediul înconjurător. Pe lângă activitatea de ecologizare pe care o desfășoară, este un bun prilej de a demonstra că ei în același timp fac și educare și conștientizare. Având în vedere că acest parc este foarte populat și de cele mai multe ori în orele de după amiază de adulți, tocmai ei sunt cei care nu păstrează și gestul copiilor nu face altceva decât să vină și să arate că este foarte important să trăim într-un mediu sănătos. Despre gestul admirabil al copiilor au vorbit și câțiva giurgiuveni aflați astăzi în parcul Mihai Viteazu. Vi se pare o inițiativă bună și un exemplu pentru cei mari? Da, foarte bun, chiar și pentru noi e bun. Obișnuiți să aruncați gunoaie așa pe oriunde? Încercăm cât să aruncăm mai în coș, da. Câteodată nu se știe, da.